Cred că au trecut vreo 2 ani de zile așa de când am făcut primul clip cu trucuri pentru Apple Watch și sincer nu știu motivul pentru care n-am mai făcut de atunci, dar s-au strâns foarte multe trucuri noi, mai ales că au apărut multe sisteme de operare pentru ceas din momentul ăla și până astăzi. Așa că astăzi am zis să mai repar puțin din această greșeală, dacă ar fi să-i zicem așa, și să vorbim despre câteva lucruri mai puțin știute pentru Apple Watch-ul tău. Și fără alte introduceri, hai să trecem la primul truc de pe lista de astăzi. Primul truc de astăzi va ajuta să setezi fețe diferite pe ceas în funcție de oră sau de momentul zilei. Și pentru asta nu ne trebuie neapărat ceasul, adică nu trebuie să vedem ceasul, ci ne trebuie telefonul mobil. Și tot ce ai de făcut este să intri în aplicația Shortcuts sau scurtături, depinde în ce limbă ai iPhone-ul. Deci intri aici și mergi pe butonul ăsta din mijloc de Automation. Și aici vom crea o automatizare. Vom spune telefonului să schimbe fața ceasului când vrem noi. Deci ai click pe Automation, dai click pe plusul din dreapta sus și apoi pe Create Personal Automation. Și când ajungi aici, alegi prima opțiune, Time of Day. Adică vrem să schimbe fața ceasului într-un anumit moment al zilei. Și de aici putem alege o oră anume sau când apune soarele sau când răsare soarele, în funcție de preferințele tale. Spre exemplu, poți să pui o față mai întunecată la ceas când apune soarele și să ai una mai veselă, mai, cu mai multe culori când, după ce răsare soarele, ca să o ai pe tot parcursul zilei. Tu decizi. Dar bifăm aici sunset, să zicem, și aici mai jos setăm cât de des vrem să se repete această automatizare. Noi am vrea ca în fiecare zi să facă ce îi spunem noi. Apăsăm pe next și aici ne apare meniul în care trebuie să alegem ce vrem noi să facă automatizarea asta și aici în partea de jos unde poți să cauți e cel mai simplu să scrii Apple Watch. Și după ce scrii asta, ai și butonul de Set Watch Face. Iar dacă dai click pe Face, aici o să te lase să alegi dintre fețele pe care le-ai tu salvate deja în aplicația ta sau pe ceas direct. Dacă nu le știi, poți să intri în aplicația Watch și te uiți acolo ce nume are fiecare. Să zicem că aș vrea să pună fața asta după ce apune soarele. Am bifat-o, apăsăm pe Next. Și aici e foarte important să debifezi acest Ask Before Running, ca să nu te întrebe vrei să-ți schimbi fața la ceas, ci să o schimbe pur și simplu, fără să interacționezi tu cu telefonul sau cu ceasul. Apeși pe Don't Ask, apeși pe Done și asta este totul. Acum, când apune soarele, o să-mi pună fața asta pe care tocmai am setat-o. Dacă vrei să-ți pune o altă față când răsare soarele, tot ce trebuie să faci este să urmezi din nou pașii, doar că de data asta setezi Sunrise în loc de Sunset sau setezi o oră anume la care vrei să se facă schimbarea. Hai să trecem la al doilea truc. Mergând mai departe la al doilea truc, o să te ajute să accesezi mai ușor aplicațiile pe care le folosești frecvent pe ceas. În mod normal, când apeși pe butonul ăsta lateral de pe ceas, o să-ți arate o listă cu aplicațiile deschise recent, dar tu poți să pui aici ce aplicații vrei tu și o să-ți arăt imediat cum să faci treaba asta. Tot ce trebuie să faci este să-ți iei telefonul și să cauți aplicația Watch. Intri în ea și te duci aici la Dock, pentru că așa se numește secțiunea asta. Te duci la Dock și în mod normal aici este bifată prima opțiune cu aplicații recente, dar pe tine te interesează să pui ce aplicații vrei tu, așa că bifezi favorite, apeși aici pe Edit și adaugi ce aplicații vrei tu pe listă. În cazul meu prefer să am YouTube Music primul ca să-l accesez mai ușor, atunci Workout pentru atunci când alerg să pot să accesez mai ușor și partea asta, Now Playing pentru că uneori YouTube Music nu merge așa cum ar trebui și calendarul ca să văd evenimentele noi din calendar. Și ăsta a fost al doilea truc. Pentru al treilea truc o să începem tot cu o scurtă poveste de pe iPhone, așa cum probabil știi deja, dacă ești pe o pagină mai lungă pe iPhone sau într-un meniu mai lung, ca să ajungi foarte ușor sus, trebuie doar să dai click aici pe baterie și se ridică automat imaginea până sus. Ei bine, funcționează fix la fel și pe ceas. Dacă intrăm, să zicem, în setările ceasului, dar funcționează în orice aplicație și ne ducem jos de tot și dacă vrem să ajungem sus rapid, tot ce avem de făcut este să dăm click aici, în dreapta sus, unde arată ora. Am dat click aici și s-a ridicat imaginea. Pentru al patrulea truc am luat din nou telefonul mobil și am intrat din nou în aplicația Watch. Aici o să mergem la notificări și ce e de știut aici este că poți seta ca pe ceas să nu-ți arate notificările de la toate aplicațiile. Poți selecta să-ți ajungă doar anumite notificări de la anumite aplicații și asta te ajută în primul rând să nu primești sute de notificări pe ceas fără să ai nevoie de ele. În al doilea rând te ajută că mai păstrezi din bateria ceasului, o să țină mai mult dacă nu se aprinde ecranul atât de frecvent și ca să faci asta, cum ziceam, intri în Watch, mergi la notificări și dacă dai jos de tot, o să poți
debifa de aici aplicațiile de la care nu ai vrea să primești notificări și pe ceas. Și treci prin toată lista asta, debifezi ce nu vrei să vezi pe ceas și ai terminat. Iar dacă suntem aici, trecem rapid și prin al cincilea truc de astăzi, o să mergem înapoi și tot în aplicația Watch o să mergem la General. Și aici avem opțiunea de Background App Refresh. Este o opțiune asemănătoare cu Background App Refresh-ul de pe iPhone, e gândită fix la fel. Practic, aplicațiile care sunt cu bifă verde aici au voie să se actualizeze în fundal pe ceasul tău și atunci când le deschizi de pe ceas, o să-ți arate informații actualizate. De genul, dacă ai YouTube Music pe listă, în momentul în care le accesezi de pe ceas, el o să aibă deja sincronizate playlisturile, nu o să le sincronizeze fix atunci pentru tine și dacă debifezi de aici aplicațiile pe care n-ai vrea să le sincronizeze în fundal, mai câștigi niște baterie pentru ceasul ăsta, dar dincolo de asta mai economisești și niște date, pentru că în momentul în care actualizează aplicațiile, consumă automat și internet. Iar pentru trucul numărul 6 ne întoarcem din nou exclusiv la ceas. Ceea ce nu știe foarte multă lume este că asemenea ceasurilor clasice și pe Apple Watch poți să dai ceasul puțin înainte. În cazul în care ești genul de persoană care de obicei întârzie, poți să-ți dai ceasul puțin înainte ca să pleci mai devreme de acasă. Sau dacă ai prieten care întârzie, dă-le clipul ăsta ca să vadă ce au de făcut. Practic, intrăm în setările ceasului, de aici de pe ceas avem rotița asta de settings și mergem jos de tot până când ajungem la clock. Ajungem aici și după cum vezi aici scrie plus 0 minute în cazul meu, dar dacă vrei să dai ceasul înainte cu 5 minute, miști așa de rotiță și acum după cum vezi ceasul arată 16:43, dar iPhone-ul își păstrează ora obișnuită. iPhone-ul scrie că e 6:38 doar pe ceas, ai ceasul puțin în față ca să nu întârzii niciodată. Iar pentru ultima setare de astăzi, rămânem în continuare exclusiv pe ceas, este una dintre cele mai bune opțiuni de la WatchOS 9 din punctul meu de vedere și anume faptul că poți crea antrenamente personalizate. Și ca să facem asta, intrăm aici în Workouts și să zicem că vrem să creăm un antrenament personalizat de alergare, dar el funcționează și pentru alte workout-uri, dar mergem la alergare, apăsăm pe cele 3 puncte și mergem jos de tot, de tot, de tot. Și avem acest buton de Create Workout, care până acum nu exista și poți să-ți setezi tu un antrenament așa cum ți-l dorești tu. Spre exemplu, cel mai customizabil tip de antrenament este aici, la Custom și dacă te duci aici, o să poți să-ți adaugi un warm-up, antrenamentul în sine și un cooldown. La warm-up poți să pui, uite, aș vrea ca alergarea de încălzire să fie o distanță de 1 km, 1000 de metri, da? Bifăm aici, apăsăm pe Done și acum ne întoarcem și avem setată deja încălzirea de 1 km. Aici punem antrenamentul în sine, de genul, ok, vreau să alerg 5 minute și apoi vreau să mă odihnesc, adică să alerg mai încet, să zic, sau să merg încă 5 minute. Și poți să multiplic treaba asta de mai multe ori dacă vreau sau să schimb ordinea workout-urilor și așa mai departe, iar la final un cooldown, să zicem, o alergare ușoară de final, pot să o setez de, nu știu, încă 1000 de metri. Hai să rămân așa. Și na, nu poți să alergi 1000 de metri la încălzire și 1000 la final și antrenamentul în sine să fie 10 minute de alergare, așa că o să încercăm să multiplicăm lucrurile astea. Apăsăm pe Add aici și apăsăm pe Repeat. Și acum ne întreabă ce vrem să repetăm. Păi vrem să repetăm și work-ul și recovery-ul. Apăsăm pe Next de câte ori. Hai să-l repetăm de 8 ori. Și tocmai ne-am făcut un antrenament personalizat cu o încălzire, 8 serii de alergare, ba mai tare, ba mai încet și un cooldown, o alergare de final. Dar poți face asta pentru orice gen de antrenament faci tu de obicei, orice gen de activitate fizică faci tu de obicei și mi se pare una dintre cele mai utile funcții din WatchOS 9, așa cum ziceam. Dacă te-a ajutat acest clip, te invit să-l susții apăsând pe butonul de thanks de mai jos. Iar dacă vrei să vezi și celelalte trucuri, cele de acum 2 ani de zile, dă un click aici.